Catedrala este unul dintre cele mai vechi și mai impozante monumente arhitecturale constanțene. Lucrările de construcție au început în 1883, dar această biserică are o poveste lungă cu multe personaje și schimbări de situații. Imediat după 1878, odată cu intrarea administrației românești în Dobrogea, la Constanța s-a pus problema construirii unei biserici românești, deoarece aici deja existau câteva biserici ale altor etnii. În primul rând exista două geamii, care geamia Hunciar și geamia Sultan Mahmud. Exista biserica grecească, făcută în 1864. Începuse și biserica bulgărească să funcționeze, iar comunitatea evreiască avea deja două temple, una de rit spaniol, una de rit așchenaz, care, mă rog, erau din lemn, mai târziu o să fie construite din materiale durabile, dar nu exista nicio biserică românească. În anul 1880 se pune problema foarte clar de construire a acestei catedrale, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și este încredințat arhitectului Alexandru Săvulescu să facă planurile acestei biserici. Dar în 1881, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice vrea să facă o catedrală mai mare față de planurile pe care le făcuse Săvulescu și îi sunt retrase planurile și se face un fel de licitație și se dă această lucrare arhitectului Alexandru Orescu, care mai făcuse în Constanța, începuse cu compania engleză de BSR, hotelul Carol I, actualul sediu al amiralității, și Alexandru Orescu, care era și arhitect șef al Bucureștiului, deci era o personalitate cunoscută. Și în 1882 acesta începe să deseneze primele planuri pentru catedrală. După lungi discuții și negocieri, planurile bisericii au fost încredințate lui Carol Beniș, iar de interior se vor ocupa arhitectul Ion Mincu, ce va proiecta mobilierul, și pictorul George Demetrescu Mirea, care însă va executa o pictură realistă și nonconformistă, ce nu va fi pe placul episcopiei. Urmează ani în care biserica nu va fi sfințită. Iarăși sunt niște discuții la nivelul ministerului și până la urmă se alege un alt arhitect care făcuse deja o biserică impunătoare în capitală, e vorba de biserica Domnița Bălașa, iar arhitectul se numește Carol Beneș, și până la urmă acesta a fost arhitectul care a definitivat planurile și a realizat proiectul acestei biserici. Biserica a fost
parțial recepționată în 1882, iar în 1883 a fost recepționată final. Au mai urmat câțiva ani în care s-a definitivat și interiorul catedralei. Aceste planuri au fost făcute de arhitectul Ion Mincu, care a venit cu pictorul George Demetriade Mirea, pictorul care a fost pictorul catedralei, dar aici a fost o neînțelegere. El, făcând aceste picturi, fețele sfinților, având figuri ale unor personalități cunoscute din acea vreme ale Constanței, preotul și chiar episcopul de atunci n-au vrut să sfințească biserica. Pictura este refăcută între anii 1959-1961 de către pictorii Gheorghe Popescu și Niculina Dona de la Vrancea. Freșcele, ce contrastează cu fosta pictura lui Mirea în stil realist, sunt redate într-o factură neobizantină. O pictură frumoasă în ansamblul ei. A mai durat încă 9 ani, până în 1925, când au fost refăcute aceste fețe ale sfinților și, în sfârșit, a fost și biserica sfințită. Iar un alt eveniment important a fost în anul 1941, când avioanele rusești au bombardat, sovietice de fapt, au bombardat Constanța, iar biserica a avut de suferit, fiind partea din altarul, de fapt, a fost bombardat și dărâmat. Din cauza aceasta au mai durat lucrările încă 5 ani, până s-a refăcut zidăria, s-a refăcut picturile iarăși în interior, cât și mobilierul făcut de Ion Mincu, dar a rămas același identic. Cromatica vie și plăcută de odinioară este readusă astăzi la viață, încet și migălos, centimetru cu centimetru, de către echipa de restauratori, condusă de Valentin Tănase. La aproximativ 50 de ani de la terminarea picturii catedralei și de la sfințirea ei, noi am avut bucuria de a începe restaurarea unei picturi pe care nu s-au mai făcut intervenții înainte. Asta ne-a ajutat mult și a fost bucuria cu atât mai mare pentru noi, pentru că nu am avut de a face decât cu intenția pictorului, originala pictorului. Am avut și alte situații de biserici pictate de același Ghiță Popescu, unde am ajuns prea târziu. Pictura era deja acoperită cu o altă pictură. De aici decurg probleme tehnice, se schimbă metodologia și rezultatul nu este de aceeași calitate. Am început cu o curățare din Sfântul Altar, după aceea am făcut și operațiuni de reintegrare cromatică și pictura, zicem noi, că arată foarte bine în final, după operațiunile pe care le-am făcut. Noi folosim materiale profesionale. Deja ideea de restaurare s-a schimbat la noi în țară, există o școală de restaurare și nu se mai face oricum, ci după metode stabilite de școală. Noi aici facem o reintegrare, nu facem repictare și de aceea ne ocupăm doar de lacune, de eroziuni și nu acoperim restul, pictura originală, cu intervenția noastră, în niciun caz, nu. Intervenția noastră vine doar pe lacune și pe eroziune, atât. În prima fază o scoatem în evidență, îndepărtăm toate vălurile care s-au așezat pe ea în decursul timpului. După care, deoarece are lacune care împiedică o citire în ansamblu și ele apar ca și elemente,
noi le îndepărtăm prin această reintegrare. Menționat că, deși a suferit avarii în urma bombardamentului, mobilierul, candelabrele și sfeșnicele sunt originale. Ele au fost proiectate de arhitectul Ion Mincu și lucrate la Paris. Biserica este construită în stil neoromânesc, cu interiorul în formă de treflă, cu pronaos, naos cu abside laterale și altar, și cu imense cupole în arcade. Exteriorul impresionează prin proporții, monumentalitatea fațadei și prin turnul înalt de 35 de metri ce se ridică deasupra naosului. Trebuie spuse câteva cuvinte și despre amplasamentul și arhitectura acestei catedrale. Amplasamentul este în peninsula Constanței, unde sunt cele mai multe clădiri de patrimoniu. Și trebuie spus că catedrala a fost amplasată pe un vechi cimitir musulman. Aici, în anul 1880, când a început construcția catedralei, nu exista nicio casă pe bulevardul actualul, bulevardul Elisabeta.
În afară de casa lui Edward Harris, despre care o să vorbim în alt episod, și care a devenit, după plecarea englezilor din Constanța, a devenit casa capitanului portului Macri. Biserica, care este făcută într-un stil neorămânesc, cu brâuri alternante de cărămidă, are trei turle. În plan se distinge pronaosul, naosul și altarul. Este construită în trei nave, deci o navă centrală în care se adună enoriașii și două nave ușor laterale, mai mici, și având trei turle. Seamănă foarte mult cu Biserica Domnița Bolașa din București, făcută de același arhitect, Carol Beneș, și se distinge la ea, față de Domnița Bolașa, acest portic care seamănă cu o logie încadrată foarte bine de zidurile bisericii și cu două coloane, iar scara maestoasă care urcă la biserică întregește un tablou idilic. Memoriale poposesc către noi, nu odată, informații din partea specialiștilor de resort despre credințe, despre tradiții, despre obiceiuri, care povestesc la rândul lor despre zei ce mor iarna și învie primăvara. Legate de aceste credințe, nu odată, suntem martorii unor alte obiceiuri ce însoțesc viața cotidiană la rândul său, ritmată de-a lungul sărbătorilor ce o însoțesc. Creștinismul vine și instalează, odată pentru totdeauna, ritmuri clare, obiceiuri și tradiții care la rândul său să leagă, fără doar și poate, de tot ceea ce semnifică marile simboluri ale creștinismului. Odată cu sărbătorile de Paști, toată lumea se încadrează acestor tradiții, se încadrează, un fel a spune, pentru că, de fapt, plăcerea este deosebită și vine din acele tradiții pe care le aminteam mai înainte și care nu aveau de oferit altceva decât o floare. Acum însă, grație creștinismului care instalează simbolul de dintotdeauna, cel puțin așa pare de la o vreme, simbolul oului roșu, simbol pe care, iarăși, pentru totdeauna, Brâncuș l-a transformat în ceea ce titlul său spune, începutul lumii, și frumos îl putem lega de tot ceea ce înseamnă jertfa Hristosului pe cruce. Oul, spuneam, ajunge în zilele noastre să se lege indiscutabil de sărbătoarea Paștelui. Înseamnă, în primul rând, iubire, înseamnă, tot în primul rând, multă dragoste față de cei apropiați, dar dacă ne întoarcem către tradițiile dintr-un începuturi, ele înseamnă o credință pe care uneori o uităm în tot ceea ce poate semnifica puterea de înnoire spirituală, puterea de înnoire pe care, practic vorbind, schimbarea anotimpului o aduce cu sine. Să nu uităm că întotdeauna lângă noi există creatori, mai mult sau mai puțin cunoscuți, care în intimitatea atelierului lor de creație, în intimitatea acelui studio unde obiectul se transformă în idee spirituală, vorbim despre artiștii plastici, continuă
să mediteze asupra ceea ce se poate numi un obiect de artă strict legat de o mare sărbătoare creștină, aceea a Paștelui. Și obiectele de artă, obiectele create de artiștii noștri, își găsesc în mod firesc locul într-o galerie de artă, unde își așteaptă oamenii, publicul, cei legați de creația contemporană și nu numai, cei curioși sau cei interesați, să aleagă cu destinație cadou un obiect care face plăcere destinatarului său. Un om iubit, familia, celor apropiați, celor dragi. Un cadou binevenit este în această perioadă icoana, pictată pe lemn sau sticlă, are pe lângă valoarea spirituală și aceea a unui obiect de artă. Să ai în casă o icoană înseamnă să te bucuri de prezența și ajutorul divin al chipului pictat în lucrare. Iubitorii artelor plastice sunt invitați în această lună la pavilionul expozițional din Mamaia, sala Ion Nicodim, pentru a admira cea de-a doua ediție a expoziției Sacrul în artă, o temă veche, dar nobilă, o prezență specială în peisajul artistic al expozițiilor temporare din Constanța. Artiști, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici filiala Constanța 1, dar și alți 6 invitați din București și Timișoara, își exprimă astfel, fiecare în felul său, meditația personală raportată la lumea sacrului. Ne aflăm în ambianța celei de-a doua ediții a Salonului de Artă Sacră, pus la cale de către filiala Constanța Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Constanța 1, care și-a propus o dezbatere pe o temă anunțată, pentru că, așa cum bine știm cu toții, Pământul Apostolic al Dobrogei o cere. De altfel, începând cu prima jumătate a secolului trecut, tema este dezbătută arzător, aș putea zice, în tot ceea ce înseamnă creație românească, fie ea plastică sau literară, pentru că ideea de modernism și postmodernism totodată sunt lucruri intens discutate și aplicate. Odată cu căderea comunismului în România, tematica se reia, tematica n-a murit de altfel niciodată, pentru că al doilea val al modernismului românesc, am numit la început prima jumătate a secolului 20, începuturile secolului 20, ca după aia să mă refer la anii 60-70, după căderea comunismului, spuneam, tema sacrului în artă este reluată într-un fel ca un soi de frondă la tot ceea ce fusese, la tot ceea ce am trăit timp de aproape jumătate de secol, pe ideea de libertate a exprimării. Cât de adâncă, cât de reală, cât de profundă este dezbaterea plastică a ideii, aceasta rămâne o problematică a discuției și a scrierilor de către cei îndrept istorici și critici de artă. De altfel, ideea în sine pare a ne însoți de-a lungul vremurilor, pentru că
aici, în România, o țară aflată în sud-estul Europei, a cărei cultură de multe ori este pusă sub semnul caracterizant, ușor depreciativ, aceea a culturii periferice, noi, cei care ne ocupăm îndeaproape de ea, nu ni se pare deloc, fie dacă este cazul să readucem în actualitate și de ce nu, o problemă frumos instalată de către mari oameni de cultură ale acestei țări, și mă refer la Mircea Eliade, orice civilizație, cât de mică este ea, chiar dacă luăm în calcul tot ceea ce se întâmplă în perimetru și în interiorul unui sat, este în același timp centrul lumii. Și atunci, de ce nu, cultura și civilizația românească este întotdeauna centrul lumii și ni se pare firesc ca în interiorul ei să existe o problematică tot atât de complexă ca oriunde sub stele pe această planetă ne-am afla. Prin urmare, pornind de la gândirismul lui Nichifor Crainic din primele decenii ale secolului 20, traversând acel moment de închidere al epocii comuniste în cultura românească, vis-a-vis de această temă, ne întoarcem și ne aflăm acum, după căderea, după crahul societății comuniste, într-o ambianță în care lucrurile se gândesc în profunzimea lor și se gândesc altfel. Tema se relevă a fi pur și simplu meditația interioară a artistului cu sine. Din cadrul expoziției nu lipsesc icoanele realizate după canoanele clasice, dar întâlnim și picturi în ulei, ori realizate în tehnici artistice combinate. Grafică, sculptură în lemn, piatră ceramică, ori bronz, mozaic, tapiserie și obiecte decorative. Tema dezvoltă simboluri și sublimează credința, astfel încât ceea ce artiștii plastici prezintă în această expoziție se constituie ca o lucrare de credință. La Constanța nu a excelat această formulă a creației plastice sau, de ce nu, decorative, dar de 2 ani încoace, unul dintre artiștii noștri, acesta fiind Marin Deaconu, care se află de altfel și în calitate de organizator, de curator al acestui salon, și-a propus o dezbatere care, iată că se înscrie firesc, și poate că nimic nu este întâmplător, se înscrie firesc, spuneam, unei tradiții profunde a Dobrogei, a creștinismului primar de aici, a preocupărilor pe care mănăstirile Dobrogei, între care remarcabilă este mănăstirea Dervent și în calitatea pe care o are de organizator al primei tabere de creație plastică contemporană, pictură și sculptură, toate aceste preocupări la care Marin Deaconu și filiala Uniunii Artiștilor Plastici Constanța 1 își adaugă ideea care ființează deja aceea organizării unui salon de artă sacră. Ceea ce se află în jur, de altfel, stă mărturie profunzimii ideii și în același timp încercării de a transforma lumea materială în idee spirituală, idee spirituală legată întotdeauna de tot ceea ce poate semnifica decodificarea marilor simboluri pe care, vis-a-vis de care existăm, vis-a-vis de care înțelegem să gândim și să ne exprimăm. Acesta este salonul de artă sacră din acest an, al filialei Uniunii Artiștilor Plastici Constanța 1.
Sacrul este prezent în artă prin imaginile iconografice tradiționale și prin imaginile simbolice și sugestive, iar fiecare lucrare vorbește despre relația autorului cu divinitatea, pentru că a vorbi despre legătura dintre artă și religie ne face să ne gândim la tot ce înseamnă artele în general și la faptul că ele au fost strâns legate întotdeauna. Amenajarea unei grădini este un proces complicat în care trebuie să țineți seama de o mulțime de criterii. În primul rând, trebuie să vă faceți o schiță și să stabiliți suprafața de gazon, aleile, zona cu flori, dar și spațiul de relaxare. Apoi trebuie să vă alegeți stilul grădinii. În funcție de acesta, de gradul de însorire și de suprafață, vă puteți alege plantele, care trebuie să fie cât mai diversificate pentru a avea culoare în grădină pe tot parcursul anului. Grădina de față este un model de amenajare care poate să vă inspire și pe dumneavoastră. Se poate vedea că această grădină a fost amenajată cu dragoste de mâna unui profesionist. Impresionantă este diversitatea plantelor. Avantajul este, în primul rând, terenul mare de aproape 1000 de metri. De fapt, grădina arată ca un parc pe unde te poți plimba în voie, admirând în fiecare colț câte ceva. Inedit este faptul că numeroasele soiuri nu sunt plantate într-o ordine riguroasă, ci în combinații originale, alături de rododendroni și conifere. De atracție colorate trebuie neapărat luate în considerație în amenajarea unei grădini. Acum încă ne mai putem bucura de splendoarea lalelelor într-o multitudine de soiuri și culori. Thank you.
Această grădină armonioasă în ansamblul ei are numeroase colțuri de vis care trebuie redescoperite mereu. La amenajarea unei grădini trebuie să țineți cont de mici trucuri esențiale, cum ar fi faptul că, în prima linie, trebuie să stea plantele pitice, urmând în continuare plante din ce în ce mai mari și terminând cu arbori și arbuști. Planul superior fiind format din masivele vegetale, fie ele conifere sau foioase. Arborii și arbuștii extraordinar de frumoși și de bine plasați au transformat această grădină într-un adevărat paradis. Grădina trebuie să fie atrăgătoare în toate anotimpurile, așa încât aveți grijă să vă alegeți bine plantele. Noi vă recomandăm să folosiți plante anuale. După veștejire, ele vor fi înlocuite de plante din anotimpul următor. Înainte de plantare, este bine să afânați stratul și să-l eliberați de buruieni. Dintre principiile de bază ale proiectării unei grădini îl constituie volumul. Folosind contrastul dintre umbră și lumină, dar și unele spații de interes activ sau contemplare, reușim să obținem o reacție de plăcere și relaxare. Suprafețele liniștitoare, peluzele, ochiurile de apă, luminile filtrate de vegetație au fost tratate ținându-se seama de dimensiuni. În grădină există câteva puncte de interes care îți captează atenția. Oglinzile de apă, fântâna decorativă cu statui, rocăria din mijlocul curții, ori șopronul rustic, amenajat ca un mic muzeu al satului. Foarte atrăgătoare este și cărarea pietruită care șerpuiește până în fundul grădinii, iar băncuța din jurul fântânii este un loc numai bun de admirat grădina.
Indiferent de suprafața grădinii și de bugetul alocat, ea trebuie amenajată astfel încât să vă simțiți bine și să puteți uita de stresul cotidian.